Am revenit, dragii mei, aici în platoul din Piața Unirii. Ne apropiem de finalul acestor intervenții live. Ne-am simțit foarte bine în aceste 5 zile. Să știți că invitații surpriză și temat că nu se termină aici. Avem o invitată care a participat la Vocea României. Cristina, te rog să prezinți, că ziceai tu că e un guraică de-a ta. E un guraică de-a mea din Târgu Mureș, dacă bine zic. Bună seara, Cristina Cosoruș. Bună seara. Știu că ai cântat la Vocea României alături de Horia Brenciu. Sau mai bine zis, Horia Brenciu a fost mentor. Bun, da, era. Horia Brenciu știi că este un om foarte modest. O zic în sensul bun al cuvântului. Și un vorbitor excepțional. Este un showman, face show de la A la Z. Cu ce experiență ai rămas? Păi, Vocea României a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere, chiar și pe plan profesional și pe plan personal, să zicem așa. Horia Brenciu e un om minunat, nu am mai ceva ce să zic despre el. Ne-a învățat foarte mult, numai pe mine, pe toți cei care am făcut parte din echipa lui, ne-a învățat foarte multe lucruri, cum să abordezi situația pe scenă, cum să-ți faci un playlist ca lumea, să zicem, un concert, cum să-ți surprinzi publicul. A fost... Încă e foarte bestial să lucrez cu el, pentru că am fost și săptămâna trecută luni, am cântat în Târgu Mureș cu el. El are un turneu național acum. Deci continui colaborarea cu el? Da, continui cu el, da. Deci mi se pare interesant că după aceste show-uri lucrurile nu se termină doar acolo. Nu sunt doar promisiuni. Știți că în emisiuni vă promite da, că să vă ajute, da, că da. Să vă duc în turnee, că o să vă ajute la albume. Da, exact. Horia Brenciu chiar e un om al promisiunilor, să zicem așa, și, cum se zice, un om al cuvântului. Da, așa se zice, exact, un om al cuvântului, s-o ținut de cuvânt și de foarte mult, deja cred că era a patra sau a cincea oară când m-a luat în concert cu el, deci e o chestie extraordinară ca să... să cânti așa la un public din ăsta super mare care vine de fapt să-l vadă pe Horia Brenciu și tu ești acolo o persoană mititică care apare acolo, deci e foarte fain. Horia Brenciu mititică, dar cu un talent foarte mare. Mulțumesc. Și împreună la Cluj-Cătă viitoare. Sper să venim. Vezi să faceți ceva acolo. Horia Brenciu te-a ales pe tine sau tu l-a ales pe Horia Brenciu? Păi eu l-am ales pe Horia Brenciu. El m-a ales pe mine apăsând butonul, da. Dar tot așa m-a ales și Smiley. Deci puteam să-l aleg pe Smiley. De ce nu l-a ales pe Smiley? Pentru că toate fetele strigau acolo, Smiley, doar nu o să fac cum zic fetele, adică aveam așa o presimțire că ar fi mai bine să-l aleg pe Horia. Nu știu dacă a fost într-adevăr mai bine sau nu, pentru că nu am colaborat cu Smiley, nu știu cum ar fi fost cu el. Dar s-a fost bine că ai ales așa. Da, oricum, era foarte bine să-l aleg pe Horia. Probabil era bine să-l aleg și pe Smiley, dar nu știu cum e să-l aleg pe amândoi. Dacă și muzică, probabil că te potrivești mai bine, nu cu Horia. Da, sunt stilul diferit. Nu știu, Smiley... Să abordezi, de fapt, acum. Eu, acum, cu Big Dima Band, abordăm cum e Big Band și fac jazz-uri. Normal că cântăm piese care se axează pe o orchestră care e așa mai mare, să zicem așa, și cu multe suflători. Mulți suflători? Mulți instrumentiști. Mulți instrumentiști. Da. Așa? Cu Horia, tot așa, cum el are o orchestră foarte mare de 11 sau 12 persoane, e normal că căutăm piese care să... Nu știu, să fie ok pentru o orchestră atât de mare. Deci nu ar fi chiar ca lumea să cântăm o piesă care are numai un acompaniament de pian, să zicem așa, dacă avem o orchestră atât de mare ca să cântăm cu ei. Oricum, Smiley, am auzit despre Smiley că e un om foarte deschis, așa, din punct de vedere muzical, și că își schimbă foarte des stilul. Și așa fac și eu, de fapt. Eu mă caut încă așa, din punct de vedere muzical, tot încerc stiluri și poate rămân cu ceva. Până acum, ce ți-a plăcut cel mai mult? A, nu aș putea să aleg. Nu, am cântat multe, am cântat și muzică folclorică, am cântat jazz, în ghilimele jazz. Am cântat rock, am cântat blues, am cântat pop, am cântat tot felul de lucruri, dar încă nu... și îmi place foarte muzica țigănească. Poate acolo o să rămân undeva, să fac așa o fuziune între toate stilurile astea, cu un plus de muzică țigănească și ceva folclor unguresc. Ca să fie de tăi. Da, hai să lăsăm un pic muzica. Zi-mi de iubitul tău, că am înțeles că ai venit cu el. Da. Ia spune-ne, face și el muzică, din trupă. Da, hai, el e cancanul. Da, el e chitaristul meu din trupă. Deci iubire în trupă. Da, sună bine, trupă, sună de ziar, să știi. Da, ne-am cunoscut prin muzică, ne-am cunoscut și mai bine prin muzică. A fost frumos. E frumos. E cu tine în turneul și cu Horia Brenciu? Păi, eu n-am fost în tot turneul lui Horia Brenciu, numai la... Când la spectacole. Da, când mă duc undeva departe, de obicei vine cu mine, tu da. Tu ești clujeancă? Ești din Târgu Mureș? Sunt Târgu Mureșeancă, dar aici am făcut Academie de Muzică. Deci ești adoptată, da? Da, sunt adoptată clujeancă. Și cum te simți acum la zilele Clujului?
Păi cum să mă simt? Extraordinar, mă simt nemaipomenit. E foarte tare aici. Ce le spui clujenilor de acasă, uite, de ziua lor? Clujenilor de acasă, păi... Haideți afară, mai bine, să facă televizorului. Haideți afară și să vedeți tot ce se petrece aici, în Piața Unirii, ceea ce mi se pare bestial. Veniți să vedeți cu ochii voștri. Un album pe viitor, se aude ceva? O colaborare? Cu, sau cu cine ai dori o colaborare? Altul decât Horia Brânciu. Smiley. nu știu, nu m-am gândit la nimic încă. Să nu-ți pară rău, știi, să nu treci cu regrete, să încerci pe asta. Da, oricum, eu am o mare atu cu faptul că sunt unguroaică, pentru că pot să deschid și spre Ungaria. Și acum mai nou fac un proiect cu niște muzicieni care sunt... foarte bun și sunt din Budapesta, au zis de platină în Budapesta, deci sunt chiar foarte bun. Deci planuri și... mari. Dar să nu ne părăsești, pentru că noi ne mândim n-am cu de tine, gând, să nu... Nu, n-am de gând să plec. Am și zis că dacă pot să mă duc și prin București un pic, să mai vin și în Cluj, să mă duc și Budapesta, e mult mai bine decât să rămân numai la Budapesta. Deci, oricum, nu vreau să mă mut de aici, nu vreau să plec, vreau să continui aici. Încă o dovadă cât e de frumos Ardealul și Clujul, așa spune și Cristian, așa spune și Aldo Blaga mai devreme, că lui nu-i place București, că îi place foarte, foarte mult la Cluj. Da, înțeleg. Fetelor, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult de prezența. Ne pare rău, Cristina. Noi ne-am distrat cinzile foarte bine și foarte frumos, am cunoscut oameni foarte drăguți. Uite, urmează să mergem în piață, însă noi până atunci, Cristina, ne luăm la revedere de la cei de acasă. Ne întâlnim probabil la anul. Exact, la zilele mai frumoase. Andrada ne-a promis și zile mai frumoase. Până atunci, concertele continuă în Piața Unirii. Vă așteptăm în continuare în centrul orașului, acolo unde se vor întâmpla multe lucruri frumoase. Mulțumim foarte mult. Și haideți să ne distrăm cu ultimul concert din această seară. Sănărică! Uno. Darbuka. Hai, Cluj, vrem să vă vedem! Hai, vreau să vă văd frumos, toată lumea mâinile sus. Opa! Hop!
seara! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în Cluj! Și o să facem un spectacol împreună în seara asta, pentru că clujenii sunt foarte selectivi și vrem să ne bucurăm, să avem o bucurie colectivă în seara asta. Vă simțiți bine? Sunteți bine? Facem show în seara asta? Facem show? Facem show! Opa! Hai toată lumea! Vreau să vă aud! Cluj! Hei! 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 Opa! Ho! 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 Au venit la Cluj direct din Japonia, iar ne bucurăm cu toții să fim aici. Am încercat să facem proiectul ăsta de multe vreme la Cluj. Noi am fost curând la Bruxelles, am avut un concert extraordinar într-un festival de world music, Palais Bozar, unde au fost vreo 200 de instrumentiști din tot Balcanul și oameni cu renume. Mă bucur să fiu în seara asta la Cluj, pentru că știu că am fost și foarte îndrăgit de pe vremea când veneam cu părinții voștri, știu, cu roșu și negru, după aceea cu Phoenix. Am venit după 2000 într-un concert pe stadion, când după 90, când ne-am reîntors în România. Clujul avem la suflet și e pe undeva un public foarte selectiv. De aceea eu m-am bucurat de cumva simpatia clujenilor tocmai din cauza asta. Mulțumesc! Scoate bașii la darbucă!
Orașii din Tobiță. Dă-i în alte, pe tine vorbesc acolo. Scoate bașii. Și tu la fel din monitoare. Dă-i în alte. Și ridic-o mai sus. Ridic-o mai sus până, până la cer. Acum e bine. Nu știu, eu aș sta de vorba în seara asta cu voi mai mult, îmi face mare plăcere să fiu aici. O seară minunată, nu plouă, nu ne grăbim. Vreau să vă spun că concertul meu de la Sala Palatului cu Balkan Explosion a fost un concert care va... Ca în fiecare concert al meu a fost o singură dată. Cine a apucat să-l vadă pe Antena 3, pe Revelion, a doua zi? Bine, cine nu, poate o să realizăm un DVD la un moment dat, ca și celelalte concerte, aniversare sau Visul Toboșarului, în noiembrie, Cetica, cu orchestra sinfonică, parcă la Cep și la Cluj. Vom vedea. Vreau să vă spun că o să vă cântăm o piesă care m-a inspirat de mult din Cavalier sur Mer, de Sfânta Marie, când ceremonia, când se scoasă icoana Sfântei Mariei și cu pile, cu bani și câte fanfara și toată lumea are o stare euforică. Eu am prezentat această piesă la concert cu violoncelli, cu orchestră, am fost 29-30 oameni pe scenă. Încercăm să, cât putem, să vă expunem câteva din piesele care îmi sunt mie foarte dragi și pe care le-am compus special pentru muzică de fanfară și care sunt undeva un pandan la ce înseamnă prietenul nostru de, din Serbia, care mi este foarte drag și l-a apreciez foarte mult. Haideți să vedem. Ave Maria. Thank you.
Este un ecumenism cultural. Haideți să vă văd. Opa! Pe Ion. Cred că am o listă greșită din alt concert. Ion i-a spus lui Maria că dacă are 300 de oi, nu, invers a fost, am greșit. Maria a spus Ion, dacă are 300 de oi și o casă mare, îl ia de bărbat. Ion s-a dus la taică-su și i-a spus, tată, Maria mi-a zis dacă am 300 de oi și o fermă mare, mă ia de bărbat. Mă, Ioane, acum fă și tu ce-i face. Am găsit lista care trebuie să am. Ok, balerina. Am fara 10 răjini,
Ivi Panziru la tobă. Vreau să aud. Și după aia vii prezint în fiecare câte cu zile. Nici nu mai știu, mai cântăm? Nu cântăm? Cât trebuie să cântăm? Nu, vorbesc foarte serios. S-a depășit programul și eu sunt un tip foarte riguros. Ok. Îl invit pe Stelul Ionache. Stelul, la scenă! Bună seara, bine v-am găsit! La mulți ani! Thank you.
mare, pe banii morde. We'll be right back.
Stelul, al nostru Stelul Arbân. Mamaia vă așteaptă la Mamaia, la restaurantul lui pe Marul Lagului. Suntem între prieteni, asta e senzația.